Schimbăm registrul și mergem pe plan extern. Tragedie de proporții în capitala Indoneziei. Cel puțin 17 oameni au murit într-un incendiu uriaș care a cuprins un depozit de carburanți și a creat panică la Jakarta. Alte 50 de persoane au fost grav rănite. Haosul s-a instalat după ce flăcările au izbucnit la o stație de depozitare a carburanților operată de compania energetică de stat, Pertamina. În timp ce flăcările în alte se extindeau, oamenii au început să alerge disperați pentru a se salva din calea focului. S-au împins unii pe ceilalți pentru a scăpa cu viață. La scurt timp, după declanșarea incendiului, s-au auzit explozii. Focul puternic a cuprins câteva case și a provocat panică în rândul locuitorilor din zonele dens populate din apropiere. Mulți dintre ei au luat-o la fugă doar cu ce aveau pe ei. Martorii au descris scenele de haos. Oameni răniți arși pe jumătate fugeau, iar asta a provocat și mai multă panică. Mulți locuitori și-au găsit refugiu în moscheile din apropiere. Pentru stingerea incendiului, 51 de unități de pompieri au fost trimise în zona Plumpang din nordul Jakartei. 17 oameni și-au pierdut viața, două dintre victime decedate sunt copii, iar 50 de persoane sunt rănite, inclusiv un copil.